vezi landing spot-uri? Are youtuberilor celebri din străinătate. Vizionează acest videoclip ca să vezi care e cel mai bun. Prima locație pe care o să o vizităm este la Citadelă și anume fix în acest punct de pe hartă. Aici CypherPK ne recomandă să ne ducem pentru a lua cel mai bun loot din tot jocul. E bine, guys, astăzi o să testăm dacă aici vine foarte multă lume, dacă putem să lutăm foarte, foarte ușor și vom vedea dacă CypherPK ne minte sau nu. Deci până acum vede că sunt o grămadă de player dar care cred că o să se ducă toți la Citadelă. Un chest aici în partea dreaptă care e foarte de ajutor. Am luat armele rapid. Vezi că ne-a dat un shotgun bun. Pa, avem contest, boys. Aici jos e un chest din ăla super șmecher pe care vreau neapărat să-l iau, dar nu știu dacă o să apuc, pentru că brotherul celălalt e deja aici. L-a lutat brotherul și l-am omorât, guys. Aici se află acest chest pe care dacă îl deschideți aveți șansa de a avea picat și vouă un hammer și câteva iteme bune. Se pare că el nu prea a avut noroc. Și acum o să mergem conform spuselor lui Cypher să lutăm toată zona, iar apoi într-o locație foarte, foarte șmecheră pe care o să vă arăt eu imediat. Mai e un player aici. De se pare că totuși avem ceva contest. Oh, nu merge strași pe aici, ok. 71. Și l-am bătut și pe tipul ăsta. De se pare că totuși sunt ceva contesturi aici. Eu nu v-aș recomanda să veniți aici pentru că o să vedeți că locația lui TJ Place este și mai bună decât locația lui Cypher, boys. Următoarea chestie pe care nu o recomandă Cypher este să mergem aici în Citadelă. Dar aici, după cum ați văzut, guys, sunt ceva playeri. Nu știu dacă vă recomand să veniți aici, sincer. Așa cum v-a zis, aici se află acest boss, guys. Dar uitați, deja avem iar contest, ceea ce nu e ok deloc. Și e foarte probabil ca să și murim aici. Iar așa cum v-am promis, de aici primiți această armă mitică care e super, super OP, boys. Gen the one shot. Scrieți-mi în comentarii cum vi se pare locația lui Cypher până acum. Pola se întoarce iar la mine. Nu se mai întoarce, boys. Hai să terminăm meciul cu itemele din locația lui Cypher, după care vom trece la următorul, care vă asigur că e mult, mult mai mișto. A fugit cu ciocănita, boys. Băi, ciocanul ăsta e absolut insane și vă recomand să jucați cu el indiferent de unde alegeți să vă dați drop, boys. Chiar dacă vă duceți la Cypher, chiar dacă vă duceți la TJ Place, neapărat luați ciocanul că e super OP. Uf. Acum să încercăm un landing spot și mai bun decât acesta. Următoarea locație pe care TJ Place o recomandă este în vestul Citadelei și anume la această fortăreață. Este tot un turn asemănător cu cel al lui Cypher, dar aici ar trebui să fie un contest mai mic. Rămâne să vedem dacă chestia asta este adevărată. Mult mai ușor de accesat în primul rând. Am bugui... What? Până acum am avut două persoane care au vrut să vină aici, dar de câte ține minte, au fost două persoane și la locația lui Cypher. Tot în această locație mai găsim mai multe chesturi. O să decidem la final care locație este mai bună, deși totuși eu aș zice că asta e mai bună. Dar fiți atenți că aici nu am găsit ciocănita și asta s-ar putea să fie o problemă, băieți. Ba da, boys, încă un chest din ăsta mare, e al doilea pe care îl găsim. Locația asta e oficial mai bună. Bro, al treilea chest? Stai mă puțin, deci băi, sunt 3 chesturi din ăștia mari aici. Cred că avem un câștigător, brotherii. Vreau să scrieți în comentarii care este părerea voastră despre acest loc. 60. Mort unul și mai unul. Ce bătaie am dat la brother. Stai mă jos, urâtule, nu mai trage de la distanța aia mine. A murit și a luat full link damage. Rip în comentarii. Și de asta vă ziceam că Excaliburul e cea mai mișto armă. Bun. Și cred că mor și acum. Mamă. Suntem 1v1, boys, dar asta e în zonă și eu nu sunt și are și high ground-ul. E foarte probabil să murim. Mamă, mi-a spart pomul. No, mai avem 5 viață, boys, n-avem ce să mai facem. No! Chiar dacă am pierdut, locația lui TJ Place e mai bună.